mai departe. Acum un cutremur de 4,1 pe scara Richter a avut loc în urmă cu un scurt timp în județul Gorj. Seismul a fost unul de suprafață cu epicentrul la doar 15 km adâncime. Colega noastră, Gabriela Mladin, e în direct cu noi de la Târgu Jiu și ne oferă mai multe informații. Gabriela, bună dimineața, te ascultăm! Până dimineața, da, iată, iar am fost zguduiți puternic de acest cutremur aici la Gorj, 4,1 la ora 8:25. S-a înregistrat acest cutremur, s-a produs la o adâncime de 15 km cu epicentru în Lelești, foarte aproape de Târgu Jiu. Da, cutremurul s-a resimțit la Târgu Jiu. A fost foarte scurt, de câteva secunde, dar suficient să creeze din nou panică. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că un cutremur de peste 4 nu s-a mai înregistrat în zonă decât vineri, iată, în urmă cu 3 zile. Restul replicilor au fost de până la 3,6. Aceste cutremure catalogate ca medii introduc panică în rândul oamenilor de aici, pentru că știți foarte bine, de 10 zile se trăiește sub această teroare a cutremurelor produse. Sunt peste 800 de replici produse în ultimele 10 zile, de la acele cutremure de 5,2 și 5,7 care au fost destul de puternice și au produs și pagube importante la Gorj. Da, asta vă spuneam, aceste cutremure de peste 4 introduc din nou teroare în oameni, pentru că încep cumva să se liniștească în momentul în care văd replicile de peste 2, dar când vine o replică de peste 4, se cutremură pământul și din nou lumea intră în panică. Prima această teroare, vă spuneam, de 10 zile. Astăzi acest cutremur a prins din nou echipele de evaluare pe teren. Imaginați-vă ce panică este în momentul în care se intră în acele case dărâmate pentru a fi evaluate și te surprinde un cutremur, pentru că în acel moment nu știi ce fel de magnitudine are, doar simți că totul se zguduie în jurul tău. Este, vă spuneam, panică. Sperăm ca acest cutremur să rămână doar cel de astăzi, de peste 4, deși știm foarte bine, specialiștii ne-au spus că în următoarele zile, da, până la 20 de zile, vom trăi aici cu aceste cutremure. Pământul se mișcă în continuare, iar lumea este foarte speriată. Vom vedea dacă lucrurile se așează. Ne sperăm cu toții ca pământul să se așeze și să putem să ne vedem în continuare de viață.